Băi, termină cu țigare. Gata? Începem? Îmi place să cer pe cineva. Povestea e destul de lungă și vine din copilăria mea. Am fost mereu atras de fenomenul auto și totul a venit ca o reflexie a pasiunii mele. În școală aveam de multe ori probleme pentru că desenam în orele de curs și mă mai scoteau și profesorii pe afară și unul dintre profesorii mei din perioada studenției m-a provocat la un moment în care eu renunțasem un pic la treaba asta cu automobilele. Începusem să-mi fac doctoratul și intrasem în cadrul universitar și a venit într-o toamnă în 2008 și mi-a spus dacă vreau să construim un monopost pentru Silverstone. Răspunsul a fost da din prima. Am căzut la pace împreună, am pornit echipa asta, era profesorul meu de rezistența materialelor și primii doi ani am dus împreună ca și coordonatorii a echipei. Dânsul se ocupa mai mult cu partea de logistică, partea financiară, de atragere de fonduri și mai departe. Deci era un inginer desăvârșit. Era de la facultatea de mecanică, eu primii doi ani am făcut la mecanică, după care m-am transferat la o secție de design industrial pentru că aveam abilități și m-am dus un pic spre partea artistică a fenomenului, deși facultatea în sine și specializarea pe care am terminat-o eu mi-a dat calitatea de inginer mecanic cu specializare în design de produs. După care am urmat master, doctorat și tot parcursul ăsta alambicat din universitate și cumva pasiunea s-a întors către mine. În 2008 am început cu 115 oameni într-o sală, i-am adunat într-o campanie de recrutare, în competiție am ajuns nou. A fost exact legea naturii. A fost o selecție naturală, oamenii au rămas doar cei care au avut suflet pentru proiectul ăsta. Toată lumea și-a dat seama că e un proiect foarte greu. Chiar mă uitam zilele trecute, era un clip cu Șvarță Negră care ne dădea niște rețete ale succesului, dar am regăsit cumva o sintagmă în care spunea say no to the naysayers. Și au fost foarte mulți oameni care au fost sceptici. La momentul 2008, ca să poți să faci un monopost în România și să-l duci la Silverstone, era o utopie. Și toată lumea a zis, mă, ești nebun. De atunci încolo, vorba asta mi-a adus speranță, pentru că de fiecare dată când mi-a spus cineva că sunt nebun în ceea ce fac și noi, ca și grup, am știut că fac ce trebuie. Pentru că cumva, într-adevăr, toată inițiativa asta era cumva deasupra evoluției societății românești în anii aia, a speranțelor tinerilor, a dorințelor oamenilor care cumva aveau o pasiune și își pierdeau talentul și, să zic, cunoștințele prin tot felul de garaje și nu-i vedea nimeni. Și mi-am dat seama că în momentul în care se punea problema să duci un monopost la Silverstone, treaba devenea foarte responsabilă, pentru că toată competiția asta era afiliată la FIA și toată partea de construcție a monoposturilor era inspectată de inspector FIA și de mari constructori din lumea asta. Procesul este unul natural în universitate, pentru că s-a fondat prima echipă, după care a rămas un miez de bază, au rămas din nou oameni vreo 6, pentru că unii au absolvit, pe care peste ei s-au lipit generații noi. Deci niciodată echipele nu se schimbă integral. Am avut momente în cei 10 ani de formula student. De exemplu, mi-aduc aminte după 2011, când s-a ajuns la apogeul generației, pentru că i-au pornit toți deodată, erau anul întâi. Și atunci am fost puțin în dificultate, pentru că atunci am simțit cel mai mult că echipa a fost înlocuită în proporție de 80-90%. Anul ăsta a fost un an similar, pentru că a fost relaționat cu ciclurile de studii. Foarte mulți care au fost în echipă au rămas și la master. Au mai venit și în perioada în care unii au ales să facă doctorat, alții au ales să meargă în industrie. Ei sunt eligibili și un an după ce termină studiile, adică mai au voie să facă sezonul după ce au absolvire, ca să participe în competiție. N-am avut cazul ăsta decât anul ăsta. A fost un băiat care acum este în RTR, la titlu,
și a venit în competiția catalană, ne-a ajutat foarte mult pentru că el activează în zona de tuning de motoare și așa mai departe. Și cred că încet, încet putem, oamenii care au fost în echipă încep să aducă valoare plus, pentru că ei au mers în industrie, au mers în automotive, au mers în motorsport, unii dintre ei, și încep să vină înapoi către echipă. Bineînțeles că noi am fost mereu o familie și oamenii ăștia au venit mereu la garaj, chiar dacă ei nu au venit în competiții cu noi și au fost aproape de echipă și au încercat să transfere o parte din cunoștințele pe care le au, pentru că competiția asta e foarte dinamică, de la un an la altul, saltul tehnologic este enorm. Este o competiție de formare în care, cel puțin la Silverstone, se adună 148 de echipe, sunt 3800 de studenți. Deci în camping ei zic că e tabără de război, așa arată, cu steaguri, cu exact toată nebunia care e într-un camping de război. Și oamenii ăștia vin din universități de top, sunt susținuți de companii de top, adică avem echipe cu care ne batem an de an. Stuttgart, de exemplu, e sponsorizat de AMG Petronas. Grațu vine cu Red Bull, adică cumva e o lume în mic a Formulei 1, dar nu pe partea de pilotaj, ci pe partea de dezvoltare de concept. Mie mi se pare o resursă foarte interesantă pentru toți oamenii care investesc acolo, pentru că în primul rând au resursa umană gata selectată, cine face o echipă de curse. E clar că studenții aia sunt la un anumit nivel, ei vin, îi ofertează, pentru că e plină pista de sponsori Platinum, de la National Instruments până la Land Rover, Jaguar și toți mari producători, și vin și își recrutează oameni de acolo. După aia e o resursă pentru idei, pentru că toate mașinuțele astea, cum le spune lumea că sunt mașinuțe, mie mi se par mașinuțe, că în momentul în care la Brașov, în garajul ăsta, așa cum îl vedeți voi, se fac mașini care fac 3,2% de kilometri accelerație, nu știu, m-aș duce către Huracan, aia nu mai e mașinuță, adică cred că cumva trebuie să ajungem să fie luat în serios toată treaba asta. E adevărat că dacă stau și mă uit la România, noi am produs primul monopost autohton aici la Brașov în 2008. Cred că e un decalaj de un secol între noi și Europa, dar cred că am reușit prin toată entuziasmul ăsta și pasiunea și determinarea să-l diluăm un pic mai repede decât aș fi crezut. Adică după un deceniu ne-am urcat pe un podium pentru a doua oară ca best team și am venit în competiție în primii 20, ceea ce mie mi se pare un salt care nu reflectă neapărat evoluția societății noastre și a culturii în automotive pe care o avem noi. De multe ori mașinile astea sunt numite carturi, foarte mulți dintre oameni, făceam uneori evenimente în care se urcau oameni dintre sponsori sau, nu știu, mai chemam oameni care au fost aproape de echipă și au dat seama că de fapt sunt monoposturi și că nu sunt jucării. Cred că voi, ca oameni care discutați în fiecare zi cu oameni din motorsport sau din lumea mai specială a automotivului, vă dați seama că deja s-a ajuns la un grad de evoluție tehnică, chiar și într-un mic garaj, la care nu poate nici constructorii auto din România nu au acces. Salut, Mihai! Salut! Mamă, profesorul! El e profesorul pasionat de pictură, așa am auzit, care a reușit în 10 ani să pună pe picioare o adevărată echipă de curse. Eu așa văd, o adevărată echipă de curse cu studenți pasionați care fac asta din pasiunea pentru a concura și a construi mașini. Cum ai făcut-o? Dar repede. Cum am făcut 10 o? Minute avem la dispoziție. Am fost foarte norocos, am găsit niște nebuni, la fel de nebuni, poate mai nebuni decât mine. I-am pus la oaltă, am încercat să găsesc resurse și tot ce asta deasupra lucrurilor a fost un vis. Să avem monoposturi, să avem mașini, să concurăm cu lumea și să ne bucurăm de treaba asta. E super tare, cred că sentimentul, momentul în care faceți voi ceva aici, eu pentru că am auzit povestea, știu exact lucrurile și cum fiecare an apare o mașină nouă în care încercați să o îmbunătățiți și orice soluție tehnică pe care o dezvoltați voi aici în garajul ăsta din universitate, o puneți la treabă pe pistă și dă rezultate. Adică cred că asta e satisfacția, știi, muncii de un an de zile și cred că contează foarte mult pentru studenți. Ce vreau să te întreb, pentru că tot am auzit povestea, vreau să te întreb câți dintre studenții care au făcut parte din echipă au mers mai departe pe drumul ăsta al motorsportului?
Cred că sunt un procent de 10% pe care le găsim în motorsport. Foarte mulți dintre ei fac personal lucrul ăsta. Câțiva dintre ei o fac în cadrul organizate, cu echipe. Alții sunt în zona proiectării, în automotive și în... Lucrurile astea cu ei se întâmplă în România sau se întâmplă în afara țării? Și în România și în afara țării. Din România fericire și în România, de un an, doi am văzut că deja avem oameni care sunt în competițiile interne. S-a creat un mediu pentru ei, pentru că altfel le exportam. Da, băi, despre asta vorbim, că noi în România, pe partea asta de motorsport, cel puțin după Revoluție, a fost un declin total. Dacă pe vremea lui Ceaușescu se mai întâmplau lucruri și facultățile ca și asta, probabil interveneau, existau cercuri din astea de sportivitate ținute de partid, ca să zicem așa. După Revoluție s-a ales praful de tot, am venit într-o cădere liberă și de-abia acum, după atâția ani, se mai mișcă ceva. Dacă voi ați început acum 10 ani, cum era acum 10 ani să organizezi o echipă de curse în România? Era o utopie. Pentru că eu, cu ce am rămas în minte, este clubul de karting în care eu am activat. Eu vin dintr-un oraș micuț, din Făgăraș. Am activat într-un club de karting și am prins vremurile alea pe care le spuneai, ca fiind foarte mic copil, și mi-am adus aminte mereu că acolo aveam șansa să ne manifestăm pasiunea. Și cred că șansa trebuie dată înapoi fiecare generație, mai ales că acum există și resurse pentru așa ceva, că există companii care pot să se implice în treaba asta și nu dezinteresat. Cum stați la capitolul sponsorii? Că vă lăfăiți, nu? Bănuiesc că vă mai rămân bani. După un an. Adică, băi, am avut buget 150.000 de euro, la fel ca aia din Canada, dau un exemplu. Ne-au mai rămas 50.000 anul ăsta, vedem ce facem că e la anul. Bugetul eu consider că este îndeajuns pentru ceea ce putem noi face la momentul ăsta, dar având în vedere obiectivele pe care ni le-am impus, niciodată o resursă financiară sau materială care vine nu este prost venit, adică nu ne ajung bani. Asta este adevărul, nu ne ajung banii pentru ce am vrea să facem, dar avem, an de an, începem să adunăm tot mai mulți parteneri, sunt bucăți mici deocamdată. Ne-am dorit ca la un moment dat să ajungem unde sunt celelalte echipe, să aibă parteneri foarte puternici. Am avut susținere de la foarte multe companii mari. Poți să spui, nu e nicio problemă. Bine, sunt nume foarte mari, e Motulu, e AM-ul, e Bosch-ul. E Continental-ul care ne susține, Schaeffler-ul, sunt multe nume mari, dar sunt bucăți mici lipite la oaltă și cumva partea asta de sponsorizare este și foarte delicată pentru că e plină de acte. În România e foarte complicat să primești niște sponsorizări. Statul înainte spunea că 10% din ce dădeai puteai să sponsorizezi pe cineva, s-a tăiat, nu se mai întâmplă nici chestia asta. Eu cred că avantajul companiilor nu constă în faptul că își deduc niște impozite, ci în faptul că aici este o resursă umană foarte valoroasă care se poate îndrepta spre ei, pentru că sunt din zona asta a industriilor. Povestește-ne un pic tehnic despre monoposturi. Să nu le zic mașini, de la primul, de exemplu, de acum 10 ani, cum era el tehnic, ce motor și cum se manifesta, până la ăsta de anul ăsta, ultimul cu care ați concurat, că la anul vine altul, al model. 2009 a fost mașina mea de suflet, probabil că ați văzut pe pereți sunt niște poze, 2009 a arătat ca un streamliner din anii 50, a fost un șoc și o panică, inclusiv pe Silverstone, când am apărut cu monopost care nu avea botul ascuțit, ci arăta ca mașina lui Jim Flat. Scuză-mă că te întrerup, dar eu știi ce-mi imaginez? Adică vă imaginez acolo pe pistă ca și cum erau ăștia din echipa din Jamaica la Bob. Nu, asta este adevărul, așa am fost. Toate soluții, aveam o clapetă de BMW serie 5 care era cât China, nu era din aluminiu. Erau tot felul de soluții din astea pe care noi le-am accesat pentru că nu aveam posibilitatea și nici nu cunoscusem fenomen. Nici experiența, da, corect. Motorizarea, v-am spus că era cam aceeași, era un aspirat, un CBR de 600, o mașină foarte grea, cred că depășea aproape 350 de kg. Pe parcurs am tot făcut reduceri de masă până pe la vreo 260. 2018 a fost o mașină greuță din cauza faptului că am implementat turbo și aero, chestii care au adus masă în plus, deci a ajuns la undeva la 280 de kg. Dacă pe vremea aia făceam proba de accelerație în 5 secunde, acum o facem în 4. Am dat o secundă jos, e foarte mult pe o distanță de 75 de metri. Dacă pe vremea aia nici nu ne gândeam că o să terminăm o anduranță, pe vremea asta nici nu mai acceptăm că nu terminăm o anduranță, e o decepție. Mașinile sunt mult mai
manevrabile, ajung la niște performanțe care uneori mi-au depășit așteptările. Adică să văd o mașină de curse în drift anul ăsta și pe Silverstone și așa, mi-era greu să cred, pentru că am mai văzut asta la echipele mari, dar am ajuns la nivelul ăsta acum. Care au fost cele mai importante rezultate obținute de voi acolo și nu mă refer la podiumuri? Deci nu mă refer la podiumuri. Da, știi că am avut două podiumuri, deci ceea ce am pățit anul ăsta în Catalunia l-am mai pățit și în 2011. Era alt nivel, erau doar 40 de echipe, nu era atât de mare. Doar competiția. 40 de echipe. Doar 40 anul ăsta. Doar 40 de echipe care se prezintă acolo cu motorhome-uri, cu da. Camioane, exact. Cu asistență, cu scule, da. Cu nebunii. Da, bine, așa e normal să te prezinți la curse. Sunt de acord. Chestia e că, ca și performanțe pe care eu le-am notat, de exemplu, noi am fost 7 ani la rând o echipă care am terminat mereu anduranța în Catalunia. Avem un competitor, de exemplu, Karlsruhe, care anul ăsta a terminat pe locul 4, mi se pare, anduranța. O echipă foarte bine pusă la punct și cu multe resurse, care efectiv își punea întrebarea, bă, cum reușiți să terminați cursa asta aici? Cu 40 de grade la umbră și 70 de grade în pistă, toate mașinile fierbeau. Gândește-te că anul ăsta, din 80 și ceva de mașini, au terminat vreo 30, mă înșel. Da, dar eu știu secretul vostru, voi folosiți Mocul. Am mai văzut, am făcut reclamă. Mai iau niște bani, separat. Da, da, probabil că este și partea de lubrifiere, dar cred că am învățat de la an la an. Anul trecut am pățit să nu terminăm, după mulți ani anduranța, n-am putut să pornim mașina la Driver 5, a fost o dilatare de motor, pentru că avem un schimb de pilot la jumătatea anduranței și am fost trist. Pentru că, ca și când ar fi fost un dat să terminăm anduranța în Catalunia, deși mie mi se pare și mulți dintre colegii noștri spun că este una dintre cele mai dure probe de anduranță care există pe tot sezonul. Sunt 10 curse pe Europa, dar asta e în condițiile astea. N-ați terminat atunci, dar pentru că am asistat la povestea de mai devreme, știu că ați fost invitați la Catalunia cu mașina, prima mașină? Silverstone. La Silverstone. Prima mașină care a rulat pe Silverstone și din 30 de mașini, nu? De acolo, da. Doar a voastră a pornit. Da. Deci. Din 30 care au fost invitate, au venit doar vreo 12 și doar a noastră a pornit. Și a fost o chestie foarte faină pentru că oamenii care ne-au făcut inspecțiile tehnice acum 9 ani, ne-au recunoscut și ne-au dat voie, cumva așa, ia pornițul. Și cred că Costin își aduce aminte de, a fost un moment pentru mine, e fain să-ți vezi trecutul. Lucrurile că se întâmplă și că le vezi pe pistă, dar e după 9 ani să repornești o mașină pe o pistă care e o chestie care o doresc oricui. E fain rău. Da, sunt lucruri probabil care nu pot fi înțelese de oameni decât dacă se implică într-o competiție de genul ăsta și trăiesc ei emoțiile competiției, exact cum povesteam și mai devreme, doar pentru că avem doar 10 minute, nu putem să includem și peripețiile voastre de la curse. Care a fost cea mai amuzantă chestie care s-a întâmplat cu voi de când mergeți la curse? Dacă îți vine ceva. N-aș putea să selectez chestia. Am văzut o roască la un moment dat. Îți spun, aia a fost o pățanie, dar îți spun o altă poveste. În 2010, cu mașina din 2010 care a fost la Silverstone, ne-a fost bubuit un motor la proba de zgomot pentru că a fost ridicat peste plafonul la care noi impusesem limita de turație 12.000 de ture. Am ajuns noaptea în Tarragona, 100 de kilometri distanță, directorul competiției ne-a dus acolo. A fost o chestie în care noi am demontat un motor în jumătate de oră într-un atelier moto care era profesionist și aia ne-au considerat host de motoare că au zis că de pe un CBR nu se poate lua un motor într-o jumătate de oră. L-am dus, l-am montat. Dimineața motorul avea o fisură și ei l-au vândut așa și au zis dacă puteți să o rezolvați e ok. În momentul în care am pornit-o dimineața au venit băieții de la Stuttgart, erau cu cheile în mâini și când au văzut că noi după 6 ore după ce bubuisem un motor, eram cu motorul pornit, au scăpat cheile și au zis de 60 că este așa. După care ne-am chinuit vreo 3 zile cu sudatul, n-am putut să băgăm mașina în pistă, ne-au așteptat inspectorii de curse până când s-a dat checker flag-ul la ultima mașină ca să facem un tur de onoare. În anul următor, că asta e povestea, ei au o chestie foarte mișto, că fac un fel de intercancelor sharing dinner. Motorul pe care l-am avut acolo și nu am reușit să-l reparăm în timp, pentru că noi sudam într-o altă condiție decât trebuia să sudăm, după aceea ne-am dat seama acasă ce am greșit, l-am dat la o echipă din Madrid, echipa a terminat.
Capacele motorului au servit pentru că noi nu aveam din astea de unică folosință și la Intel Cultural Sharing Dinner trebuia să aducem tot felul de chestii tradiționale. Am adus acuscă, mămăligă, ce facem noi așa? Dar pentru că nu aveam farfurii, am luat capacele de la motor, le-am tras în folie alimentară de stanol. Corect. N-aveam față de masă, am pus teagul de desubt. Nu e chiar onorant, dar asta e. Da. Și am pus toată mâncarea și oamenii ăia au rămas șocați, au zis, bă, nu se poate. Deci ce noi mâncăm, sunt bă ăștia, bă, bă ăștia fac din, noi știi, mâncăm, și troznește. Da, noi mâncăm din motorul ăla care devenise o legendă. În anul ăla ne-am și urcat pe podium ca fiind best team pentru că am salvat competiția. Ei au avut o neveniment. Ce, la ce probe? Adică, voi mergeți acolo, am auzit de Silverstone și Spania. Câte etape sunt pe an? În Europa sunt 10. Deci okay. Este Austria, Italia, Germania are, Ungaria, sunt cam 10 probe, okay. Și este Australasia, deci aleargă și zona Australasia, aleargă statele, pe la Michigan și mai sunt vreo 7-8 curse pe fiecare continent. Bun. Ăștia vin, deci ăștia vin cu avioane, cu vapoare, cu vin și în competițiile europene. Sunt de la Delaco. Da. Stau bine, băgăși pe apă. Exact. Exact. Ne-au și invitat anul ăsta, nici nu le-am spus băieților că am avut o invitație să mergem în Australia. N-avea rost să vă pară rău. Da, eram invitați la Adelaide, dar ne-a scris un băiat de la altă echipă, haideți și cu noi, cu Cosa Prono ăla. Și nu puteam să facem chestia asta. N-aveți timp. Da, cred că bă, suntem ocupați, noi dezvoltăm, suntem în tunelul aerodinamic. Iartă-mă, nu pot să vorbesc în tunel aici aerodinamic. Am un spoiler nou. Nu era pe calendar, dar n-am timp deloc, n-am, știi? Vorba aia, ți-e foame, ai bani, mănânci, nu ai bani, nu ți-e foame. Mulți dintre noi aveau rău de vapor, știi? Ei aveau rău de vapor. Da, bă, noi, n-are rost. Data viitoare, poate vedem, mai vorbim. Bun, la câte etape participați? Două pe an, cel mai mult am participat în 2011, am fost și la Varano în Italia. De atunci nu ne-am mai dus, că a fost o poveste mai ciudată cu italienii. Prin scară. Dar, da, a fost, n-am fost primit chiar bine acolo și s-a întâmplat o treabă într-o probă în care s-a resetat o tabelă, nu înțelegeam de ce am fost aruncat de pe primul loc. Și mă, ăia, lasă-ne mă, frate. Da, a fost o treabă. Dar ați venit voi să faceți aici o treabă. Nu e frumos, n-are niciun rost. Jamaica, la coadă. M-aș întoarce în Italia după atâția ani. Că bun, deci sunt două principale, da, la care mergeți. Ați fost și în Italia, ați experimentat, n-a fost chiar ok, dar probabil că v-a motivat. Da, asta. Cred că aia ne-a făcut să mergem bine în Spania, adică acolo au terminat din 40 de mașini, au terminat 6. Și noi eram pe locul 4, am avut cea mai grea mașină din competiția asta, de aici. 333 de kg. Avea. Și a topit efectiv gumele după o enduranță, a fost cald foarte. Ce înseamnă enduranță? Că sunt 22 de tururi care însumate vreo 24 de kilometri, au un schimb de piloți la jumătate după 11 tururi. Mașinile intră exact ca în regim de rally la decalate, deci nu există bătălia roată la roată, numai contra cronometru. Dacă o mașină ajunge altă mașină, există niște primește alveole, dar primește steag, intră într-o alveolă să depășesc. Deci, da, nu, deci n-au voie. Ne să concureze piloți, direct. Da, piloți, okay, profesioniști nu au voie. Noi am văzut situații în care, de exemplu, acum un an nu puteau să-l oprească pe un pilot de la Valencia, că îl luase adrenalina de la trântit și a trebuit să sară cineva în pistă în fața mașinii să-l oprească. Dar sunt întâmplări nostime pe care le vezi de acolo. Dar din punct de vedere securitate, asta au impus. Nu alergați roată la roată. Oricum, mașinile sunt periculoase, adică cred că la o bătălie roată la roată... Da, se pot întâmpla, da, multe dintre ele cedează, sunt prototipuri. Sunt totuși, noi am văzut inclusiv grațul rupând brațe de carbon la frânare, le-a rămas roțile în spate. Și cred că de-aia au ales varianta asta, pentru că într-o competiție de monopost pe pistă deschisă, cred că ar face față și ar fi spectaculos, pentru că mașinile sunt nervoase, sunt un pic mai jucăușe decât alea de F1. Care sunt planurile pentru anii următori? Vreți să participați la mai multe etape? Asta ar fi o chestie foarte bună, pentru că nu faptul că participăm la mai multe etape și ne ridicăm în clasamentul general, că noi suntem undeva 360 din primele 1000 care sunt clasate, ceea ce mi se pare foarte tare, că nu există, deci în topul universităților, România nu are universitate în primele 1000. Noi suntem în prima 3, da, vorbesc foarte serios. Așa deci este, în clasările astea, adică noi prima dată am stat cu Cambridge-ul în paddock și eram așa, mamă, e Cambridge, Oxford, i-am bătut, i-am zăpăcit, nu, nici nu se discuta, erau undeva jos în clasa mea în față de noi. După aia ne-am dat seama că trebuie să ne batem cu facultăți din astea care fac motorsport și au master pe motorsport.
Dar eu personal în următorii 5 ani îmi doresc top 10 și îmi doresc vreo 4-5 competiții, pentru că performanța mașinii crește de la competiție la competiție. Acolo începi să-ți rezolvi probleme pe care acasă nu le vezi. Infrastructurile la noi sunt, da, avem parteneri, piste de karting în care ne ajută și așa mai departe, dar nu poți să replici în mod fidel ceea ce se întâmplă acolo. Nici condițiile de curs, nici, da. Silverstone nu totdeauna ne mai dă cu ploaie, ne mai dă cu, nici nu știi, acolo da, totdeauna da, da. E... Da. Planuri de extindere, garaj, în altă parte... Da. Avem planuri de extindere, pentru că deja avem cele 10 mașini în restaurare și, nu știu dacă știți, universitatea are un spațiu, un institut de cercetare acolo. Deja am discutat cu conducerea și vom avea un spațiu alocat. Probabil că mașinile vor fi fabricate, reperele, tot aici. Este un loc, nu la care eu țin sentimental, dar este un loc logistic foarte bun, pentru că e aproape de cămine, studenții sunt, adică, da, în afara orașului. Cu deplasări, cu mașini, stai, noi mai rămânem noaptea până următoarea noapte și așa. Și e mai bine să fim aici aproape. Și e bine să ne și vadă studenții că suntem, se întâmplă lucruri aici. Să vorbim puțin de facultate. Eu când am venit am întrebat pe Costin, ce facultate e asta, mă? Vreau și să mă scriu. Știi? Adică, da. Povestește-mi puțin. Mă bucur foarte mult că ați găsit sprijinul ăsta de la facultate. Dar din câte am înțeles eu, nu e de domeniu, nu e profilul ăsta. Dar ideea e în felul următor. Proiectul nu este al unei facultății, al universității, și universitatea îl guvernează. Adică noi reprezentăm Universitatea Transilvania, eu sunt de la facultatea la care sunt, dar alți studenți și majoritatea vin de la inginerie mecanică, automobile, aeronave, deci există de la toate specializările, luăm studenți și de-aia am și vrut să lăsăm proiectul sub universitate. Eu ca și coordonator mâine pot să nu mai fiu. Da. Echipa este băgată sub serviciu tehnic al universității, are gestiune proprie, nu are nicio legătură cu vreuna dintre facultăți. Și a mai fost un motiv pentru care n-am vrut să-l bag sub vreo facultate, eu fiind, să zicem, o facultate neprofil design-ul, nu era natural să fie sub ea. Da. Și puteam să creez conflicte la nivelul facultăților, adică de ce fac ea de la design mașini de curs, și noi avem de asta de automobil. Și nu era normal, pentru că mulți dintre colegii mei mai tineri sunt de la automobile, niciodată n-am avut niciun fel de problemă cu treaba asta. Chiar m-am bucurat că au venit, eu fiind neprofil, că eu la un moment dat am abandonat facultatea de mecanică și am luat-o pe calea asta cu design. Dar cum face un student care este super pasionat de curse sau crede că e super pasionat de curse și de mașini să intre în echipa voastră? Până acum au fost mai multe metode. În primii ani ne-am adunat așa ad hoc, după aceea au început niște etape în care noi dădeam interviuri, toată lumea venea cu un Europass, o chestie de aia corporatistă. N-a funcționat nici aia foarte bine, pentru că rata de selecție, v-am spus, e undeva la 10% din oamenii care vin aici rezistă până la sfârșitul sezonului, ceea ce mi se pare fain. Da. Că ar trebui pe principiul selecției naturale să rămână chiar cei care își doresc și sunt cei mai buni. Corect. După aceea au început să intre toți. Toți fără interviu, toată lumea care venea la garaj și începeam să le dăm task-uri. Și mulți dintre ei rămâneau pe drum, alții au rămas. Da. Anul ăsta poate că o să aplicăm o altă strategie, o ceva combinat. Da, nu știu, chiar zilele trecute mă gândeam la partea asta de ucenicie, că în România a dispărut. Știi? Adică în România nu poate să vină un om să zică, bă, uite, eu vin și învăț de la băieții ăia, cu banii mei de acasă, suport să mă pun ăla, să duc gunoiul, să mai dea și câte un șut în fund, că așa se învață meseria de mecanică sau vopsitorie sau chestii de genul ăsta, strungărie și așa mai departe. La noi a dispărut de total conceptul ăsta, adică cred că un om care vine aici, student, vine și zice, haide, eu ce fac? Păi stai, mă, duc gunoiul. Da, mai vin și așa, dar... Își revin repede. Da. Bun, deci voi aveți, bănuiesc, o pagină de Facebook. Avem și o pagină de Facebook, avem și website, avem și Twitter, avem și... Le punem și noi pe ecran să le vadă oamenii și unde poate să dea mesaj. Bă, vreau și eu să vin să învăț să pun un turbo pe motor de motocicletă, să fiu un gold rider. Bun, îți mulțumesc frumos pentru explicații și pentru poveste și pentru tot decorul ăsta care... Sper să nu fie decor. Din punctul meu de vedere, pare desprins dintr-o poveste, așa, o poveste foarte frumoasă despre curse, în care ai putea să faci un film românesc despre curse și despre cum ați ajuns voi acolo și cu ce sacrificii și poveștile și așa, chiar, adică sunt ferm convins că sunt oameni pasionați care s-ar uita cu drag.
O să apară și materialul ăla care nu e mai lung decât al nostru, dar a fost mai lung în filmare. Eu vă mulțumesc pentru vizionare. Nu uitați de share și subscribe. Gata?